talentul ăla te gândești chiar dacă tu nu mai ai bani. Las că iau de la George, cum o te dau mâini, păi mâini. Stai și s-o contești. Mai iau de la Sorin, așa, mai iau de la Andrei. Stai și îți calculezi tu atunci niște lucruri care așa te duce minte atunci. Pur și simplu tu cred că ești și... O să prins acolo în... Exact. În plasa jocurilor. Uite, așa un om poate ajunge la bulă. Da, da, și milionar. Deci ai văzut? Deci doi frați care, frați, deci i-a dat bani, a murit frațul, avea banii de mormântare al frațul, s-a dus și i-a băgat la aparat, i-a pierdut și pe aia s-a omorât și-a. Da. Și frațul a murit tot de la aparat. Și s-a dus, deci banii pentru mormântarea al frațul, s-a dus la aparat. În momentul în care tu ai bani în buzunar, dacă ești înrăit, ai bani în buzunar și te-ai dus așa de exemplu eu, dacă am 10-15 milioane, 20 milioane în buzunar, ai știi ce zic? Nu! Aia zic, mă duc în pula mea, bag 10-20 de lei și plec. O pulă! Dacă ai intrat acolo, ai băgat 10-20 de lei, ia da. Să mai bag încă 20. Dar și melodiile alea la aparate sunt făcute, să te țin acolo, îți plac. Îți spun și cu alea. Și mai bagi 20. În momentul în care mi-ai băgat 20, stai și te, bă, stai nu, că banii ăștia sunt pentru aia, ce pula mi-a fac? Eu trebuie să am banii toți. Ia să mai bag 20, poate scot, bă, ia la alții 20. Și în momentul în care ai ajuns la o sumă, bă, ce pula mi-a fac? Atunci începi să dilești. Mult. Înțelegi? Ca să încerci, da. Ți-i scoți, ți-i ele. Topul, nu-i. Bă, asta mi-a da, mă, dar tu ai scos, mă. Dacă vă mint cu ceva. Am avut o perioadă în care treaba cu căpșunica, alea care se învârt. Bă, mâncați iași pula ta, le auzeam noaptea prin somn. Băi, noaptea prin somn le auzeam și le vedeam cum se învârt. Îți dai seama atât de mult era... Eu de asta, bă, eu în pula mea la ora actuală vorbesc la modul cel mai serios, la cât de mult am avut noroc de bani și am făcut bani, bă, pula mă, să aveam două apartamente. Numai în Anglia. Mie. Mie.